Just Another Education este genericul sub care timp de 3 zile 15 voluntari reprezentând diverse organizații non-guvernamentale din Giurgiu și București, dar și de la Direcția Județeană de Tineret și Sport, au participat la un curs de metode și instrumente în educația non-formală. Acțiunea a avut drept scop creșterea ofertei de activități de tip non-formal pentru tineri. Care au fost rezultatele? Pentru cei 15 tineri și oameni de vârsta a doua care au participat la acest curs, s-a urmărit dezvoltarea cunoștințelor și abilităților de coordonare și evaluare a activităților de educație non-formală. Obiectivele urmărite de această acțiune au vizat adaptarea și utilizarea metodelor și instrumentelor activităților non-formale. Acțiunile Direcției de Tinere și Sport nu se opresc aici. Avem în derulare un proiect, se numește ABC-ul Teatral. Se lucrează cu tineri cu dizabilități, se dorește o inițiere a lor în arta teatrală și chiar săptămâna aceasta sperăm că avem și premierea la Teatru Valah. De asemenea, în perioada 2-4 noiembrie așteptăm pe tineri la un curs tot pe educație non-formală, dar mult mai interesant, se numește Handmade-ul Recreativ și se urmărește învățarea tehnicii de quilling și a reciclării recreative.